Mihaela Măgureanu, clinica excedent, aprecierea are un rol important în cuplu, da? Apreciem rezultatele, tot efortul partenerului nostru de a merge sistematic la stomatolog. Sigur că da. Noi stimulăm cuplurile să vină împreună, să ne putem integra în planurile lor de viitor, să își aprecieze unul altul eforturile și rezultatele. Pentru că, bineînțeles, în momentul în care amândoi au venit și au avut parte de o consultație și de indicații specifice nevoilor fiecăruia, altfel este când ajungi acasă și te laudă iubita că ce dinți albi ai după ce te-ai spălat mai bine și așa cum ți-a zis doamna doctor sau ce respirație proaspătă ai dimineața, da? Nu mai este cum era înainte, ce frumos și minunat, da. În momentul în care cuplurile își înțeleg prin explicații medicale oferite individualizate de către medicul stomatolog nevoile fiecăruia, da, altfel îl susține fiecare pe celălalt când trece prin momente delicate, pentru că momentele delicate nu sunt legate neapărat de tratamentele medicale, pot să fie pur și simplu de ceea ce li se întâmplă accidental sau urmare unor probleme mai vechi nerezolvate. Da. Cât importantă e, Mihaela Măgureanu, educația dentară a cuplului și cum pot fi ajutate cuplurile cu copii? Este foarte importantă educația dentară pentru viitorul familiei. De ce? Pentru că obiceiurile bune se transmit, obiceiurile rele pot avea efecte devastatoare și printr-o educație dentară corespunzătoare poate fi făcută și o mai bună planificare a resurselor. Pentru că de ce nu planurile comune sunt cele care țin cuplurile împreună? Că în momentul în care ai un viitor comun, altfel vezi viața. Da? Și sănătatea fiecărui membru înseamnă creșterea calității vieții pentru amândoi, înseamnă perspective mai bune pentru întreaga familie și profilaxia ajută la menținerea bugetului în limite normale, astfel încât să putem aloca pentru planuri mai importante sumele necesare. Da? De asemenea, o foarte mare importanță are transmiterea obiceiurilor bune către copii. De ce? Pentru că toate cuplurile își doresc copii și apariția lor totdeauna... Niciodată nu sunt pregătiți, cuplurile nu sunt pregătite pentru copii. Cea mai grea meserie e meseria de părinte și de sănătatea și de liniștea copilului depinde foarte mult sănătatea familiei și de felul în care reușim să prevenim, da? Sau să rezolvăm problemele dentare ale copilului mic, reușim să asigurăm liniștea părinților, da? Liniștea părinților atât din punct de vedere psihologic cât și financiar, da? De ce nu? Vară, clinica excedent va îndruma așa tinerele mămici și ținând cont de faptul că educația pentru sănătate este o prioritate, Excedent va organiza cursuri gratuite pentru grupuri de 8 până la 10 mămici chiar în clinică. Da, sigur că da, este ceea ce ne dorim pentru că educația pentru sănătate este una din preocupările noastre constante și am constatat că deciziile medicale și alegerile doctorilor sunt în general responsabilitatea mamei și atunci pentru a lua decizii bune, mama trebuie să aibă informații direct de la sursă. Forumurile de mămici sunt într-adevăr o sursă de informații, dar nu totdeauna ceea ce este bun pentru altul sau ceea ce vezi la altă mămică este neapărat ceea ce este potrivit și pentru tine. Și ideal este să ai un îndrumător personal. Asta este ceea ce ne dorim noi să facem. Să oferim mămicilor un îndrumător personal. Subliniem că sunt gratuite. Da, cursurile sunt gratuite, tocmai pentru că ne dorim să combatem informațiile greșite și toată această lipsă de viziune unitară din partea medicilor pediatri, care de multe ori dau informații contradictorii și dăunătoare și stimulăm mămicile să vină, să aibă parte nu numai de informații generale, ci de informații individualizate și consultații la clinică atât pentru ele cât și pentru copii. Atunci când copilul crește, oferiți premii copiilor? Bineînțeles, cursurile sunt gratuite și chiar oricând ai nevoie te poți întoarce la curs pentru a beneficia de informație personalizată și din partea unui medic specialist, atât medic pedodont cât și medic generalist, da, care să oferă ajutor atât copiilor cât și mămicilor aflate în sarcină, în alăptare. Noi ne dorim să combatem anumite mituri instalate fără un suport fundamental legate de pierderea dinților în sarcină, de hai să nu tratăm dinții de lapte pentru că oricum cad. O mulțime de probleme care s-au propagat în societate aiurea. Aveți întrebări, Mihaela Măgureanu, le anunț pe ascultătoarele Smart că pot trimite întrebările pe pagina, pe site-ul dumneavoastră, excedent.ro, da? Da, ne dorim să aflăm ce le interesează mai mult pe mămici, la ce întrebări doresc să le răspundem, ca să putem organiza cel puțin primele cursuri exact în funcție de nevoile lor specifice. Primele, da? Cursuri vor fi imediat după... După 25 februarie, da? Chiar în clinică, într-un spațiu dedicat
și ați stabilit-o deja? Așteptăm, noi avem o temă, o propunere, dar dorim să vedem dacă picăm pe aceeași lungime de undă cu ceea ce își doriți mămicile să afle. Feedback-ul mămicilor. Exact. Eu vă aștept cu drag la emisiunea următoare, Mihaela Măgureanu. Vom vorbi despre îngrijirea dinților în sarcină, un subiect foarte, foarte căutat. Exact. Îngrijirea dinților, igiena specifică, alimentația specifică în sarcină, problemele care apar și cum pot fi temporizate, cum pot fi rezolvate urgențele apărute, pentru că suntem practic într-o situație specială. Mămicile însărcinate au un anume status medical care trebuie respectat tocmai pentru liniștea lor și pentru a preveni ulterioare probleme asupra aveți copilor. Foarte multe întrebări. Răspunde doamna doctor Mihaela Măgureanu pe pagina de Facebook Atunci Excedent pe excedent.ro. Până data viitoare, Mihaela Măgureanu, toate cele bune, vă aștept cu drag. Mulțumim, ne auzim cu drag.